Bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Euro Truck Simulator 2. Suntem pe... ce credeți? Bineînțeles, tot pe Pro Mods suntem și suntem la Iași și am venit la garaj pentru că am avut ceva probleme cu camionul. Mai exact, treapta întâia nu mergea, nu știu ce avea, în fine... Am rezolvat și cu multimedia, cu casetofonașul nostru, dar mai așteptăm antena să vină că nu recepționează ce trebuie. Ok. Ideea e că... Na, suntem la garaj, am luat remorca din nou, am atașat-o și trebuie să vedem ce găsim de data asta de la Iași să plecăm încolo spre Europa. Știți foarte bine că tocmai din Bulgaria am venit la garaj, eram în estul Bulgariei, mai jos de Varna. Ei bine, ia uite vă câtă gălăgie face trenul la băiatule. În fine, ideea este că timpul nu prea e de partea noastră, așa că trebuie să ne grăbim. E ora 19:48, deci e noapte, o să plecăm pe noapte de aici. Hai să vedem ce cursă găsim. De data asta trebuie să vedem pe piață externă, ia să vedem ce avem, dacă avem ceva. Stai că nu suntem conectați, nu avem nimic, că nu suntem conectați, n-are nimic, o să vedem data viitoare, dar hai să vedem pe bursa transporturi. De la Iași, cel mai bun preț, ia să vedem care e cel mai bun preț. Nu ăsta, bă, stai, ăsta alt, asta zic, 55 de euro? Nu e bine. Ia să vedem piața mărfurii. Poate avem ceva mai bun. Dacă tot avem remorcuța noastră. 53,81. Tot o brânză e. Tot o brânză e. Mamă, dar ce vorbești, bă, frate, bă? Uite-te, uleacă, ce... Mamă, dar nu se încurcă cu kilometrii. Uite, avem ceva la Hunedoara, cu 51 de euro. 52 chiar aproape, 25.000. Bă, nu e rău. Să ducem niște cola, încărcăm de la cola din Iași. Încărcăm niște băuturi, 23 de tone e un pic. Iar o să ne rupă, la consum. Pentru Carrefour. Ok. Ok. Bun. Mergem, hai să mergem la Hunedoara, hai să încărcăm. Astea 23 de tone, e un preț bun. Plus de asta avem șanse să prindem ceva bun de acolo, zic eu. Ia să vedem, oferta expiră în 22 de ore, 25 de minute de acolo. Hai, pe asta o luăm. Pornim și noi motorașul. Cam îngust, cam micuț aici garajul, dar na, pentru un singur camion e bine, e bine. Dacă e aproape, Coca-Cola e aici, în dreapta. Avem frâne, trebuie să mai umblăm un pic la setările de frână, pentru că parcă prea frânează, adică în realitate nu e chiar atât de sensibilă frâna. Hai, tăticu, hai, ușurel așa.
Mamă, dacă îți stă autobuzul ăla, mă, mâncava și talentul vostru. Și face stânga, nu face dreapta, țineți cont aici. Păi bine, mă. Hai, mă, hai, mă, odată, mă. N-are, mă, niciun stres nimic, uite-te și tu. Hai, băietule, bagă-te o leacă, că nu o să te lase aia dacă tu stai așa. Mă doare mintea. Ia, hai, acum, du-te. Hai că se duce dacă e. Mamă, cât stăm aici din cauza la bou ăsta. Uită-te și tu cât stăm aici. Nu cred așa ceva. Mișcă, mă, idiotule, mă. Bă, frate, mă, nu cred așa ceva, mă. Așteptăm. Chiar sunt curios, cât are de gând să stea acolo? No, n-are niciun chef. N-are nicio greață, omul, e pe treaba lui. Bine că s-a băgat în față. Aha. Stai că s-a gândit. Stai că s-a gândit. Stai, bă, că hai, că nu e chiar așa rău. Bă, ne lasă, mă, că noi suntem tamai camionul. Adică ce putea să mai zică după cum m-am băgat, nu? Da, pe bune, ați văzut cât am stat? Da, ăla, mă, încolo, în puii mei. Și ăla prea de tot, bă, cu autobuzul ăla. Parcă tot de aici am încărcat și pentru Galați atunci, nu? Parcă tot așa. Ce să faci, mă? Eu n-aș fi vrut să vin la garaj, dar dacă n-am avut loveaua la bulgari, oricum am ieșit în pagubă, vă dați seama. Cam ieșit în pagubă. Hai să vedem. Piață, mărfuri. 51. E bine. Asta e că e tonaj mare și pe România te rupe, te sparge, da? Da. Asta e. Ce să facem? Către steacul verde de pe hartă. Păi da, nu ne... Ia uite-l. Fii antenă, unde trebuie să intrăm? Păi bine, mă, boss, și cum intru eu aici? Cum intru eu aici, boss? Trebuie să mă chinui, boss. Este? O să vedem, poate te păcălesc, fraierușule. Poate te păcălesc eu cumva. Ia să vedem. Să dăm geamul jos. Asta zic. Ia să vedem. Asta zic. N-are nimic. Mai dăm un pic în față. Hop. Și rezolvăm problema, cum se spune. Păi nu. Păi da, vă spun eu că așa se face. Așa se face treaba. Îmi pare rău că în oglinda asta din dreapta nu văd cum ar trebui să văd normal. Dar, na. Nici asta din stânga nu e prea strălucită, dar am, cum să spun eu, am un pic de avantaj pentru că pot să scot capul pe geam, știi? Și atunci văd ceva mai ok. Bun, să oprim și luminile, că nu vreau să consumăm, și oprim și motorul. Și dăm drumul la încărcare. 20 ceva. Ia să vedem.
Ia uite containerul nostru. Albastru, ce ne-am asortat, băiatul, tati, ce ne-am asortat. Ne-am asortat bine, rău de tot, nu așa. Cred că putem să facem și o poză aici, frumoasă, elegantă, nu? De ce nu? De ce nu, zic? Bun, să aprindem și un pic de lumini. Și, bineînțeles, îi dăm drumul. Și am plecat. Cu Doamne ajută spre... Hunedoara, nu? Parcă acolo trebuie să ajungem. Mergem toată noaptea. Nici nu m-am uitat când trebuie să ajungem, da? Ajungem noi cumva. Hai, bobiți. Hai. Lasă linevela. Rupe fâșunea. Rupe fâșunea. Se aude cam tare dacă mă întreb pe mine semnalizarea asta. O să umblu un pic eu la setări. Data viitoare nu o să mai aud atât de tare. Da, e un pic deranjant. Un pic mai mult chiar. Bun, avem limita de 30 de km la oră, aparent. Păi, ești nebun? Hai că intră pe 50. Mai creștem un pic. Da, asta, limita asta cu 30 la oră e un pic absurdă, dacă mă întreb pe mine. Dar da, pe anumite porțiuni, da, e relevant. Hai că am prins un pic de verde. Ce e, roșu? Roșu. Dacă s-a oprit ăla, e roșu. Nu știu, sigur, eu zic că e roșu. E roșu, bă. L-am văzut pe ăla că s-a oprit și am zis, bă, gata, nu mai înaintăm, că e grav. Da, bă, da. Ce să facem? Mai pățim și din asta. Acum mergea întâia, intră fără probleme. Hai, tata, hai. Nu te uita la bani, dă-i. Avem 23 de tone de suculeți. Ce să fac? Îți dai seama că îi rupem fâșul. Bă, trebuie să alimentez, bă, avem două linii. Fuck. Ok. Ok. La primul peco alimentăm. Alimentăm că e de belea. Să închidem geamul ăsta, că ne trage curentul, puii mei. Gata. Hai, mă! Ia uite, bă, că s-a oprit motorul. Îmi place cum se mișcă volanul. Dacă nu-l țin bine în mână, exact așa se mișcă la mine în mână. Deci dacă nu-l pun mâna pe el, tremură-l face ca toți dragi. Să trebuiască să ne încadrăm pe banda din stânga. Nu prea ne-am încadrat noi, dar sperăm aici în pod de piatră. Aici în dreapta, dacă mergi, te duci în pod roș. Hai, tata, hai. Mamă, ce greu pleacă de pe loc. Mâncaia și eu talentul ei. Lescăniuță. Hai, mă, mă lași pe mine să intru sau nu mă lași? Că văd că numai pretenții de astea aveți, ăștia mici. Oricum, pe timp de noapte n-am mers în Iași, așa că cred că e ok și pentru voi. Toate direcțiile. Deci aici o să facem stânga pentru toate direcțiile.
Aici intrăm pe suport. No, bine, mă. Ieșim pe partea cu Valea Lupului, cu Târgu Frumos. Foarte bine. Nu stres pentru mine. Hai, tata, hai. Hai, că intru și eu. Intru și eu. Am cu ce. Avem grijă la viteză, da? Limitare de viteză de 50 de km la oră. Ținem de viteză că amenzile sunt mari. Știți cu toții, nu trebuie să vă mai spun. Treaba e groasă. Tratăm Valea Lupului. Merge regulamentar. Limitare de 80 de kilometri. Nici n-apuci bine să mergi cu 80 la oră, că intri în localitate. Deja am intrat în Târgu Frumos. Iar e 50. Adică, ați înțeles vă ideea. Bun, aici o să facem dreapta. Avem și un pic de roșu. Nu aici, aici dacă facem dreapta mergem la Cotnari, Hârlău, Cotnari, Botoșani. În față, stânga e Roman și în dreapta e Pașcaniu, Târgu Neamț, partea aia. Am alea că joc din direcții ceva. Na, l-am luat la mâna a doua, vă dați seama, e normal să aibă figuri, dar totuși, parcă prea se bălângă în asta. Frumos, bă, frumusețe rară, bă, ăsta, bă, n-ai treabă cu el, mă. N-ai treabă cu el, mă. E, ăsta e drumul care duce spre Pașcani, bă. Ca să înțelegeți voi cam care e treaba. Aici e un cimitir și chiar e cimitir. Ah, seamănă destul de mult aici. Dacă mă întrebi pe mine. Hai, tăticu, ha, hai că-ți place și dealul, lasă vrăjeala. Mamă, rupe consum aici. Îl... Cât-l fac? La 23 de tone la drumurile noastre. E multe, domnule, e multe. Aici un pic de drum în lucru.
destul de aglomerat pe partea asta. Bine, e 10 ceasul. Ce e aici, boss? Drum în lucru, ce e aici? Mamă, nicio presemnalizare, nimic. Mi-a dat direct 30 de km la oră, ești nebun. Drum în lucru, fiți albași să fiți. Nu puteți să semnalizați din timp. Panaramelor. Rămâneți fără co... am uitat să alimentez, mă. Am uitat să alimentez, ești de pun la cap. N-are nimic, lasă că rezolvă tata. În primul peco ne-am băgat și noi. Mamă, am uitat, mă, să alimentez, ești nebun. Dar chiar am uitat, mă. Ce să fac acum? Asta e. Sperăm, ne rugăm să dăm de un peco, altfel am bulinat-o. Altfel am bulinat-o. Nici nu am curaj să mă uit pe hartă să văd dacă dau de un peco. Poiana largului, ia uite, bă, ce repede am ajuns în munți. Nu cred eu că am peco pe aici, dar mai încercăm. Mai, sunt pe roșu, ești nebun. Nu cred așa ceva, nu cred că o să ajung să trăiesc cu umilința asta. Nu vreau să trăiesc cu umilința asta. Doamne, nu mă lăsa la greu. Nu o cred, cred că își bate joc de mine, n-are cum. Bă, dar chiar nu dau de un peco, mă, pe bune. Doamne, pe uite și poliția. Bă, voi n-aveți somn, mă? Oh, doamne. Of, oh, doamne. Aici suntem la Toplița. Pe unde suntem aici? Ai descoperit un nou punct de observație. Ia auzi, mă. Ia auzi, mă. N-avem timp acum. Pe zi când o să trecem, o să ne oprim aici să vedem ce și cum. Acum mă interesează un peco, dacă nu dau de un peco și am făcut pana prostului, păi chiar că sunt cel mai prost. trebuie numai decât să dau de... să dau de o benzinărie. Nu cred că mi se întâmplă mie asta. Nu cred. Da, mai camionul, cea mai frumusețe dintre frumuseți și... să fiu atât de tare umilit? Merit eu asta? Bă, nu cred. Nu cred că merit asta. Sperăm să nu fie cazul. Ăla recidează trecerea, să nu îl împingă păcatul, să bage în fața mea că îl mănânc. Ha, stai să vezi că nu găsesc peco, că eu nu știu să fie peco pe aici, pe zona asta. Mamă, să vezi ce mi-am luat-o eu acum. La ce? Oare sucuri nu? Dacă bag suc în rezervor? Ia uite, colegul! Bă, colegul, nu dai și mie niște motorină? Ceva economie? Aoleo! Am bulinat-o rău de tot, eu v-am spus, o să vedeți, vei, dacă nu, o să ne mai trebuiască. Car să o lăs dracu pe liber. Oh, doamne, doamne, ce mi-a trebuit mie, de ce n-am fost eu atent un pic? Bă, și doar am zis, bă, când trebuie motorină, mă, dar am uitat, mă, efectiv. Doamne, nu vreau umilința asta. Nu o vreau. Bisticioara.
Ok. Uită-l pe ăla, bă. Mamă, l-a intrat pe contrasens, bă. Poliția, alo, trezirea, n-ați văzut ce face ăla? Doamne, noroc că m-am ferit de el, că altfel mă lua înainte prost. Bă, să vedeți voi că eu nu dau de peco, bă, mâncava-și talentul vostru. Să vedeți voi cum rămân eu ca prostul X. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Uite cum stau eu cu morcovelul la funduleț acum. Opa, se întrevede ceva. Oare o fi peco? Ce m-aș râde să nu ajung până acolo. Nu e peco. Nu e peco. Nu e peco. Unde e peco? Am pus-o în viață. Deci nici nu vreau să mă gândesc, frate. Deci eu dacă nu ajung la peco și fac para prostului, bă, direct clipul numai pentru membri îl las. Bă, dar n-am o scurtătură să ajung, nu știu. Bă, asta e, mi-o iau, mi-o iau. Dacă am fost tolomac și nu m-am uitat. Ia să vedem, poate totuși. Am și greutatea, dracu, 137 de kilometri. N-a că îmi și arată cât mai am ca să îmi fac cruce. Îți dai seama că ăla nu merge cum trebuie acolo, nu? N-am cum să am chiar numai 130. Ăla numără secundele, nu-s kilometri aia. Băi, eu rămân fără motorină, mă, mâncava și talentul vostru. Ce mă fac? Aia e întrebarea întrebătoare. Ce mă fac? Toplița, aici e toplița. Ok. N-ai pe munți ăștia, nu ai cum să ai peco. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva, asta e buba. Bă, dar și aglomerație, bă, măcar dacă era drum întins, știi? Dar consumă papă ăsta acum, de numă. Unde să mă duc? Ce să-i dau? Că-i dau degeaba. Prost tare am jucat-o pe asta. 115 km. Aoleu, mă, cam aș talentul vostru. 110. Mamă, dar cum se duc? Deci eu v-am spus, aia nu sunt kilometri, aia alea secunde. Oh. Un peco, ceva. Opa, ia. Ia să vedem. Ia să vedem. Zim că e peco acolo. Zim că e peco. Zic că e peco. E peco, bă. Bă, e peco, sunt salvat, bă. Stai să vedem. E peco, bă. Wow. Mai am 90 de kilometri. Wow, nu vine să cred. Super. Superb. Am scăpat, bă, frate. Doamne, ce stres am avut pe mine. Mai, ce stres am avut pe mine. Cât mai aveam? 80, 80 de kilometri de parcurs. Mare stres, mă. Așa-mi trebuie, mă. Așa-mi trebuie. Data viitoare să fiu atent în puii mei. Să nu mai fac din astea. Nu, dar mi-asumam că eu am fost tâmbălău. Că am zis și n-am băgat la cap. 70. Hai, bă, că am ajuns. Ce m-aș râde să n-aibă motorină. A, bine, nu se poate. Am norocul că nu se poate în jocul ăsta, dar în simulatorul ăsta, dar ar fi fost tare să ajung să spună
Sorry. Bun. Să alimentăm, zic. E 1:05 minute. Cât e, mă, motorina? 1:70, bă, cam scumpă, bă, frate, bă. Fii atent, 577 de litri. 600 de litri are rezervorul meu, gata. M-am înțepat. Hai, mă, dă-i. Ce are, bă, iar s-a stricat întâia, bă, fratele meu, bă. Iar îi dă cu virgula întâia. Ia să vedem noi dacă e liber ca pasărea cerului. Arde-o pe cumătra. Intrăm în localitate, limitare de 50, oricum e și aglomerat, n-are rost să ne grăbim. Regen. Ah, suntem bine, mă. Suntem bine. Bă, cât ține cursa, atâta va ține și episodul. Cine are răbdare să se uite, bine. Cine nu, iarăși bine. Pur și simplu încerc să filmez absolut tot ce fac pe această hartă. Hai, nene, hai. Ia vezi. Eram sigur că te bagi. Altul. Adică eu nu mai pot să fac dreapta aici, că eu trebuie să stau să vă aștept pe voi, nu? Ăla se băga acolo, fie antenă. Noroc că m-am uitat în oglindă. Deci ăla se băga, intra direct, că el și care are prioritate. Adică eu m-am încadrat prost, ce să zic. Asta e. Ceasul 1:40. Aoleo. Mai avem de tras. Asta bă că e frumos și pe noapte. Nu numai pe zi. Nu numai pe zi. Târgu Mureș. Aici? Sau pe dincolo? Pe dincolo. Pe la Peco, corect. Da, aici cam așa arată în zona asta. S-a dus dracu cu frână, cu tot. M-a luat și poliția și tot. Primul accident, tăticu. Primul accident, uite, și poliția era în spatele meu. Adică nu-i destul că am făcut accident și mi-am bățit mașina. Mi-a mai dat și amendă bulangiul ăla din spate. Băga mea și picioarele să-mi bag eu. Bă, n-a camion nou. N-a camion nou acum. Ce să mă mai... Unde am eu un service acum? Trebuie să merg la service.
Firar, mămițica. Bă, bă, așa-i, bă, une nu-i cape, vai de picioare, bă. E vina mea, ce să mai... E vina mea. I-am dat un bușailul ăla. Trebuie să mergem la servis. Gata, s-a adus dracu acum cu... Și cu banii și cu tot. Da, bagă-te, mă. Nici nu mă vedeți, mă, că sunt mare. Mi-a mai dat și amendă prostul ăla de polițai, bă. Bă, tare-s prăși, bă. Pentru ce mi-a dat, mă, amendă? Ce să fac, bă, dacă n-a ținut frâne? Și eu cu 23 de tone? Vai, de capul meu. Oh, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, ce să mai, nu mai. Mi-am luat original. Acum o să întârzi și la, bineînțeles, la comandă, la comandă, la descărcare. Bravo, Dorele, ce să zic, superb. Superb, băietul tati. Cum te pricepi tu la afaceri. 6-3, uite, bă, se oprește și motorul, bă. I-a dat dracu și la motor, i-a dat la tot. Of, mama mea, ce m-ai făcut. Neatenția, vezi ce înseamnă neatenția? Mă uitam, nu știu unde mă uitam. Că sigur, în față nu. Bă, ce rău îmi pare, mă. Uite-te și tu cât timp pierd eu acum. E ora 2, trebuie să aștept până dimineață ca să-l bag în service. Cine știe când o fi gata. Asta-i. Te-a mâncat. Te scarpi în puișor. Asta mă las. Și ăla mă las. Mersi frumos, băieți. Sunteți niște dulci. Eu sacru, dar voi sunteți băieți de băieți. Uite, avem și service acolo. Oh, mama mea. Caldea, dacă tot ajung la serviciu, o să scot, o să-i spun la mecanic să-mi scoată și limitarea de pe camion. Că nu mai ține vrăjeala. Aiurea tare! Măcar dacă nu era noapte, îmi pui mică, rezolva mai repede, dar așa, dai seama că nu e nimeni la service acum. Hai, tata, ha. Asta zic. Of, măița mea. Să văd unde pun trailerul acum, să-l parchez ca să nu intru, că n-am cum să intru de fapt și cu trailerul aici. Parcăm trailerul și să stăm doar cu capul tractor. Dimineața numai bang bang am și intrat în pâine.
Prost tare. Prost tare am jucat-o pe asta. Aia e. Se mai împlântă, băieți. Se mai împlântă. Numai cine nu muncește, nu greșește. Asta e. Mi-am luat-o, mi-am luat-o. Bani de reparație, acum m-am bucurat eu că am prins contract de 25.000 pe Hunedoara, pe țară. Na, am prins contract. Hai să dau un pic în față. Cine se gândea că o să pățesc chestia asta? Cine se gândea? Nimeni. Nimeni. Bun. Să decuplăm. Cam asta. Oh. Da. Bucurie ne-am făcut. Asta am primit, ce să zic. Foarte, foarte frumos, Dorele. Dragii mei, ne oprim aici. Asta e. O să vedem data viitoare. O să vă țin la curent cât ne-a costat reparația și cât timp ne-a luat. Oricum vă dați seama că băieții ăștia încep programul la 8, 7, 8. E treabă serios. Ne întâlnim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share. Și bineînțeles să vă abonați. Aștept și comentariile voastre. Vă răspund din opinant. Să aveți o seară bună. Numai bine.